Salutare, prieteni, a ta venit momentul să începem cariera de bază din Liga 1 pentru Îngățean în drumul spre glorie și v-am pus întrebarea să alegem între FCSB și viitorul. Comentariile voastre au fost cam la egalitate, dar am preferat eu să aleg viitorul pentru că la FCSB de-abia ce am avut cariera și cred că nu ne-ar strica să încercăm o nouă provocare. Dacă vă aduceți aminte, am avut o carieră destul de frumoasă anul trecut în PES 2017 cu Viitorul. Într-adevăr, am avut jucători foarte buni atunci, ca Răzvan Marin, Nedelcu, Benzar, ce mai aveam acolo, Coman, Iancu. Dar a venit rândul să ne descurcăm cu ce avem aici și poate să-l facem pe Ianis Hagi, unul din cei mai mari jucători ai Ligii 1. Asta este pariul meu să-l fac mare pe Ianis Hagi în această carieră. Sper să și reușesc, să vedem ce jucători putem aduce aici. În primul rând vreau să aduc jucători de calitate, jucători tineri și români, dar și străini, în care să pot să-i promovez și să evolueze, să-i vindem pe bani mai mult. Hai să vedem despre ce este vorba. În prima fază nu o să facem foarte multe transferuri pentru că avem deja un lot și nu cred că mai are sens să-l mărim. Să vedem ce oferte avem pe aici. Lima este dorit de Albacete. Momentan îl lăsăm pentru că nu am văzut lotul. Să vedem despre ce este vorba. Îl avem pe Cojocaru în poartă, 66, este ok. Hodorogea. Hodorogea poate juca și stopper. Mladen, Țâru, Ganea, Doru Dumitrescu, Ianis n-are ce căuta aici. Ianis, cred că îl băgăm vârf. O să vedeți. Dani Lopez, Văduț, Vână, Chițu, Vână. Da, e pe post ok acolo, dar mai vedem ce putem schimba. Avem pe Horș de la Cluj, Băluță, băiat bun, care îl și introducem. Da, așa îl jucăm pe Ianis. Aici Băluță îl băgăm închizător. Merge bine aici. Da, mai avem pe Moțan, care intră în locul lui Lopez. Cicâldău, iar este un băiat bun, să vedem unde îl introducem. Neniță, la fel. Gavra nu pare a fi în formă, mai avem, ia să vedem câți, 19 ani, bun, 18. Oh, tocmai Carlo Casapa aici rezervă, Lima are 23 de ani, probabil o să-l vindem. Însă Carlo este unul din vedetele noastre și nu lăsăm în rezervă. Băgăm locul lui Mățan. Acest ghiț să-l băgăm în rezervă. Ce avem pe aici în locul lui? Piciu, Volduță, oricum nu fac acum lotul mare pentru că nu știm câte rezerve ne permite Liga 1. Ideea este că mai avem nevoie de un atacant sau un jucător de bandă în care să-l atrage pe Chițu în față dacă avem nevoie. Și sincer un fundaș aș mai lua. Știți la cine mă gândesc? Mă gândesc la Moruțan, dacă am reușit să-l transferăm. Cum ar suna acolo Ianis Hagi și Moruțan? Îl vinde pe Lima.
Ia să căutăm. Polipiu Muruțan. Avem șanse cam mici să-l transferăm, dar încercăm. Ce putem pierde? Așa și mai am. Aș vrea să mă duc la Craiova, unde am văzut câțiva jucători interesanți în realitate, dar nu știu, în joc ce overall au. Screciu, oh, foarte mic, foarte, foarte mic. Overall-ul, ce poți să faci cu el? Mi-ar fi plăcut să-l antrenez. Burlacu nu. Nu știu dacă merita să facem altfel, să căutăm pe naționalitate. Să vedem ce tinerei avem care să ajute viitorul. Avem în România age până la 20. Hai 21, că poate sunt andere. Under 21 și avem nevoie de ei. Șumunariu, Șumudică Junior, asta nu știu ce să cred cu Șumudică. Vă las pe voi să comentați dacă chiar este adevărat. Pușcaș Tudorie. Moldovenul de la Dinamo pare mână. Un jucător interesant pentru noi. Și Barbu de la FC Argeș, 18 ani, era și în cealaltă carieră, poate nu o să-l transferă din această cauză, pentru că îl avem deja și e aiurea să jucăm cu un jucător în ambele cariere. Daniel Benzar este un jucător interesant pentru noi. Costache. Și Danale. Izmană de la Miroslavanu. Tofan nu l-avem la FC Argeș, dat în asta este ochi. Aia însă este mult, pentru că l-aveam acolo, Florinel Coman, jucătorul care a plecat de la noi și a ales alte drumuri. Stoica este jucătorul viitorului. Robert Grecu l-avem la FC Argeș, nu mai băgăm. Să-l băgăm și pe Stana. Pacionel. Da.
Cam asta este lista noastră, l-avem pe Moldovenu, Barbu, Benzar, Costache și Danale. La salarii e cam mare Moldovenu pentru noi. Chiar nu știu ce să alegem de aici, să ne uităm bine de tot că sincer mă gândesc la Danale și Benzar, pentru că Moldoveanu are salariu mare. Îl irosim și oricum joacă Ianis acolo. Barbu nu l-aș mai aduce pentru că l-am la FC Argeș și nu are sens. Benzar mă interesează. Costache m-ar interesa și el, dar este la CFR Cluj și sigur nu o să-l dea. Iar acest Florescu e bun, 20 de ani, dar e de bandă, nu știu, adică l-avem până și pe Cicâl de o rezervă. Da, stai, chiar să vedem care ajunge la 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Primul jucător ofertat este Benzar și apoi Danare. Și vedem, oricum pentru noi Moruțan contează cel mai mult. Oh, ne-a refuzat și Moruțan și Danale, culme. Culmea culmilor, rămânem în negocieri cu Daniel Benzar, unde cer cam mult, trebuie să negociem. Trebuie să negociem, că altfel n-are sens să stăm așa. Sincer, mă gândeam la un 500 de mii să dau pe el. Asta cu release free nu ne interesează. Să negociem așa, măcar. Încercăm și vedem ce iese. Oricum avem primul meci cu echipa lui Benzare în Cupa României, se pare. Totuși ne-a picat un adversar cam greu, zic eu. Băluță îl vrea, da, ne-a refuzat și ăștia. Hai să lăsăm deoparte negocierile, că nu sunt de noi. Ia să vedem dacă există Ivan în joc. Andrei Ivan. Nu l-a făcut pe Andrei Ivan.
Non. Deci ne pregătim de primul nostru meci în această carieră. Este vorba de meciul cu FC Voluntari. Iată, avem la interviu doi jucători ai noștri. Unul cred că este Ianis Hagi, după cum arăta. Celălalt nu știu cine era. Probabil Casap. Ideea este că jucăm Supercupa României și nu este cupă cum credeam. Am uitat că voluntariul a ajuns în finală și a câștigat-o. Deci, jucăm Supercupa, care este super mega importantă. Trebuie să ne facem jocul cum trebuie. Bun, să vedem rezervele noastre. Neniță, Cicâldău și Mățan vor fi rezervele noastre. Să vedem un atacant, cred că pe Ciobanu, dacă nu mă înșel, e mai tânăr, dar are 19 ani. Și uite că ne-am găsit și atacantul care sigur ne va ajuta. L-avem și pe Tucaliuc de 17 ani, deci ce rost are să transferăm când avem așa ceva. Vânăchițu, Hagi, Casap, Dumitrescu, Horj, Mladen, Țăru. Arată destul de bine, însă are o echipă destul de sănătoasă, voluntariu, după cum se vede pe foaia de joc. Suntem pe arena națională. Nu este lume cât speram noi să fie, dar este destul de bine și așa. Să sperăm că Ianis al nostru va face un meci bun. Băluț! Frumos acum, Cicel găsește pe Ianis Hagi. Ianis se întoarce, Ianis. Ianis pasează pentru Vână! Ce ocazie a avut omul în primul minut, prima fază. O combinație bună de pase, iar i s-a întors perfect, iar Vân a venit cu o torpilă peste poarta lui Balaure, cred. Balaure. Gane. Țăru. Bine acolo. Ianis Hagi îl vede pe Vână, 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 lucru care Vână. Vână și gol! Chițu! 1-0 Vitor. Și Vitor o sună bine. Vitor o sună bine.
pasă perfect că apărătorii ilfoveni se așteptau la centrarea pentru Ianis în față, dar centrarea a venit acolo unde nu se așteptau și Chițu se zbate acolo. Mingea ajunge la Cernat. Cernat la balon. Ganea lasă balonul să treacă și iese în afara terenului. Țăru. Țăru lung de linie frumos pentru Chițu. E masiv Chițu și reușește să câștige balonul. Doru Dumitrescu cere balonul Ianis Hagi, să vedem dacă îl primește Ianis. Iese bine Tim și a reușit. Încă o dată Hodorogea este depășit destul de ușor de Cernat. Chițu. Hagi, Hagi la balon, Hagi, Hagi o fentă, Hagi dă mingea printre picioare lui Achim, dar nu mai avea niciun coechipier acolo. O jucară. Foarte bine acolo. Jucăm sus, să vedem dacă are forță Chițu să ajungă la acest balon, dar e greu, pericol, acum. Cum a jucat fantastic Chițu. Îl vom băga și pe Ciobanu. Am avut o repriză bună. A contat și voluntarul în atac, dar nu foarte mult. Bine de tot, Țăru. Țăru faultează. Egal, ben sigur. Da. Era normal oricum, a fost o intrare urâtă. Respinge Zilu de două ori, să vedem acum cu jucarul și Zaire. Degeaba și ceartă cu echipierii, dar nu a ieșit cum trebuie. Casap. Casap la balon. Țuru. Doru Dumitrescu. Pericol, pericol mare. Să nu mătea scapă. Bine, Țuru, foarte bine. Unul din cei mai mari fundași care are Liga 1, Ianis Hagi. Frumos până la vână. Îl găsește pe Băluță. Ianis, între doi jucători este faultat și nu se dă, din păcate. Nu este corect. Mingea ajunge la Cojucaru. Îl introducem și pe Mățan.
Got it. Sigur. Cam că ăla tabla. Pasat. Oh. Deci ce fi făcut casa pe așa ceva. Odorogea. Respinge. Tot casap. Ce ocazie, dublă greșeală lui casap. Foarte bine, Mlade. Și se încheie meciul. Viitorul câștigă Super Cupa României. Super Cupa României câștigată de Viitorul Constanța. Un gol marcat destul de repede de Aurelian Chiciu. Iată băieții, se pregătesc să primească cupa. O să umblăm la numerele de pe tricou, că nu-mi plac. Prea multe de 85, 90, 99, 97, 96 și tot așa, parcă suntem la basket sau fotbal american. Tucariu crește. Hodoroge este nemulțumește că am ales să-l titularizăm. Neniță, la fel, încearcă să facă treabă bună la antrenament. Iată, ne pregătim de prima etapă Liga 1, care o avem culmea tot cu voluntari. Oh, și apoi urmează meciul cu FCSB. Păi mă face să-l simulez pe asta. Da, că avem cupa în vitrină, îl simulăm. Orice ar fi, asta e la bătaie. Din păcate, dar chiar îmi doream să joc cu FCSB. Game plan. Juan Muniz, Pedro Gonçalves, portughez, și Morisaki, japonezul.
E interesant pentru noi. Sincer, mi-l doream pe Muruțan, dar așa a fost să fie. Ce putem noi să facem? După meciul cu Steaua urmează ceva în Champions League. Să vedem ce. Chici este selectarea națională României. Apoi avem tragerea la sorți a grupelor Champions League, după care CFR Viitorul. Avem partide tari în acest început fulminant de Liga 1. Și jucăm acasă. Tactică nouă a celor de la Steaua cu Tănase în dreapta. Ciudat. Foarte ciudat. Lăsăm să ne vedem de ai noștri. Să-l băgăm și pe Tucaliuc titular. Și Câldău. Vână. În locul lui Casap. Trebuie să salvez, că ne-a ieșit bine tactica în tur, în supercupă, îmi cer scuze. Și da, mergem pe stadionul Viitorul din Constanța să jucăm această minunată partidă cu Steaua București. Stadionul de la Viitorul. Și începe meciul. Viitorul și FCSB, campioana și vicecampioana României din sezonul trecut. Odorogea îl găsește bine acolo pe Ianis. Destul de sus. Și Câldău, bine acolo, Doru Dumitrescu. Doru Dumitrescu trece și îi găsește pe Ianis Hagi și pune balonul pe stângul dreptul Ianis și trage, dar este blocat, erau prea mulți fundași pe el. Hodorogea greșește, dar intervine Madem foarte bine. Acum Hodorogea, Hodorogea la Baba, Hodorogea se întoarce. Pasează cu Băluță, 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 pierde și el balonul tânărul încizător. Stă destul de sus. Oh, wow! Incredibil! Denis Alibek are prima ocazie de gol. Lovește balonul transversal la porții apărate de Cojocaru.
prins. E bine așa, frumos, cicâldă la balon. Ianis la balon, ce lupte crâncene să dau acolo. Ții bine de posteriști, iată Benzar ce alunecare bună a avut. Iar acum Budescu îl găsește cu o pasă foarte bună pe Tănase. Tănase la balon, Tănase încearcă. Îl pune jos pe gara, gol Budescu. Gol Budescu cu capul. Uf, ce păcat! Ce păcat! 1-0 pentru Steaua București. După ce ne-am aruncat în atac, Cicâldău, frumos, Ianis, se întoarce, șut, Ianis, Stănișorul reține. Foarte bine acolo, Tucariuc se zbate și blochează construcția atacului stelist. Încă o dată mingea se duce către Tucariuc, face un pressing bun tânărul atacant al viitorului, dar minge ajunge la Stănciu și prima repriză se încheie 1-0 pentru Steaua. Îl aruncăm în luptă pe Neniță. Cicâldău nu a legat cum trebuie jumătatea terenului, care este destul de importantă pentru noi. Alibec, incredibil. Ce jucătorul Fiala care ne-a mâncat meciul acolo. Iată, Alibec e nervos și în meci. Țâru nu a fost în stare să-l deposedeze. Cere Ianis foarte bine balonul. Ianis este în careu, dar este deposedat. Bine, Neniță, dar faultează din spate. Ia, băluță pentru Țițu. Cere balonul Ianis Hagi, bine. Scapă Ianis și gol! Neniță, tiki-taka! A pasat Ianis de acolo. Și se poate. Un gol frumos de Neniță cu Ianis, iar aici Ianis a scăpat puțin balonul de sub control, însă noroc că
Denis a rămas pe poziție și a marcat intrăm în meci cu acest gol. Și steliștii simt presiune. E bine până aici. Să vedem acum pasă pe culoare. Și gol! Gol! Gol de la doi! Titiu! Incredibil, în câteva minute reușim să egalăm stea. Bine de pe Meniță, la pasta lui Picariu, ca acesta lui Ioanis, a șutat se Ioanis, dar a șutat slabă, norocul a fost că mingea a fost deviată de Nedelcu. Iată aici, șut, minge deviată și ajunge la Țițu, iar acesta are un șut în plasă. Intră Florin Coman în locul lui Tănase. Hodorogea. Hodorogea îl găsește bine pe Cițu. Cițu la balon. Cițu să vedem ce face. Pasă bună cu Ianis. Ianis. Ianis se duce pe culoar și este faulta, dar incredibil. Nu se dă fault. Dacă ați mai văzut așa ceva, intrări dure ale steliștilor, iată că vin și ai noștri din spate și cred că va de general un scandal aici. Vada primește gândul, nu știu dacă e corect. Oricum reținește o jucătorului să ținem cont, avem doar o stă jumătate, iar stă două jumătate sau trei. Și înseamnă mai pentru control. Ganel pune cu lumea în valoare pe Dumitrescu, Dumitrescu mai departe, să vedem, să vedem, să vedem. A dat în spate, Ioanis. Offside, offside, trebuie să fie offside. Se bucură degeaba, asta e offside clar aici. Ali Beg mereu, nervos și grețos. Am făcut bine pasul la offside acolo, intră și Moraes. Hai să schimbăm și noi. Îl băgăm și pe Temoțan. Cuțul mijlocaș. Este un jucător care ne va aduce prospețime acolo în față, unde chiar avem nevoie. Neniță la balon acum pentru Mățan. Mățan, Mățan trece de un jucător, șut în blocaj, Neniță! Gol! Ce șut a prins Deniță! Iată cât de inspirat am fost cu acest Mățan! Însă Deniță a fost omul meciului clar. Este de fapt și intrăm în poartă.
Nu mai stăm. Orice ar fi. Meniță, băluță, Rogea Mladen. Aici. Hai schimbăm. Unde apucăm? Oricum mai contează, nu știu dacă va mai avea Steaua vreun atac, dar e bine și se termină 3-2. După cum vedeți, am marcat 3 goluri în a doua repriză noi. A fost un 2 pauză, 1 final. 2 pauză, 1 final, cine se mai gândea la așa ceva? Sincer eu nu. Sincer eu nu mă mai gândeam. Care n-or să mă prind de pământ. Că vom reuși să întoarcem meciul și demonstrăm că suntem echipă mare. Meniță, de când a intrat în repriza a doua, a marcat 2 goluri și a contribuit la lui Chițu. Deci clar este omul meciului. Nu știu de ce a dat și lui Budescu 8, pentru că nu a avut același joc ca Neniță. Și cred că Neniță și-a câștigat locul de titular în fața lui Casap. O victorie care ne duce liniștiți pe 6 și urmează meci cu CFR. Cred că dacă jucam și meciul cu Voluntari aveam 6 puncte, dar nu mai avem răbdare și iată suntem la Nion, la tragerea la sorți, unde viitorul pică într-o grupă bună cu Borussia Dortmund, Shakhtar și Anderlecht, unde îl vom întâlni pe Kipchoge. Steaua are o grupă dificilă cu Real Madrid, United și Nice, însă nu este treaba noastră. Important este că am ajuns aici și iată, jucăm destul de bine. Nu știu dacă mai putem aduce alți jucători, doar pe Moruțan mi-l doresc. Cred că am avea nevoie de Moruțan, dar nu prea vrea el cu noi. Asta îl mai încerc o dată, dacă nici acum. El pierde pentru că nu mai joacă în Champions League. Cine n-are bătrân să-și cumpere, eu chiar l-aș cumpăra. 37 de ani, cât dorește. Nu știu dacă ni l-ar împrumuta. Ar fi mai ok dacă reușim să-l împrumutăm. Pentru că are 37 de ani totuși. Cresc, iată, jucători care cresc. Și urmează etapa a treia din Liga 1 cu CFR Cluj. O etapă pe care nu o s-o mai jucă momentan. O să ne vedem în episodul următor. Până atunci vă zic toate cele bune. Bye, bye. 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 Bye.